Bună, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să fac un clip rapid cu comanda de la Bringo. Am tăiat aici marginile și te vedem ce am comandat. Am luat acest carbon care este foarte bun, ăsta cu hygiene option, ca să zic așa. Foarte bun, îmi place mult. A fost la ofertă, a fost 24 de lei. Am aici o pâinică. Am mai luat pâinică din aceasta de la ei. Ia să mai vedem. Asta este bunul. Să vă spun la final valoarea totală. Avem niște Pepsi. Acolo mă poți văzut un colț din bucătărie. Niște ouă. Ouăle acestea de la Tonelli. Îmi plac cum sunt la gust. Îmi place culoarea gălbenușului. Sunt crescute la aer liber. Am mai găsit niște tortilla wraps, să fac poate o lipie sau poate o tortilla, nu știu sigur, cum se numește mai, quesadilla, scuzați exprimarea, niște castraveți cornișuri, niște roșii, sunt din astea românești, sper să fie ok, 2 ardei galbeni, vreau să fac o supă de legume, niște saci de la Fino, pe aceștia îi folosesc, sunt cei mai buni după părerea mea, și rezistenți, îmi place și culoarea, e fun. O brânză topită, laptele ăsta, de ăsta era, stați o secundă să vi-l arăt, coconut and almond, de ăsta eram cea mai curioasă să vedem cum va fi, îl folosesc eu evident la cafea. Nu știu dacă o să vrea Maxi să bea din el, că oricum nu prea bea. Două brânzici din astea mici, pe care Maxi le mănâncă cu și butărică. Uite, asta aici sunt două. Hai. A doua, da? Îmi facem așa. N-am mai filmat de ceva timp și am puțin emoții. Wow, un capi palpi cu piersici. Asta cred că are 2 litri. Nu, un litru jumate. Ce mare mi se pare sticla. Două sticle la 2 litri de apă plată. Aqua Carpatica. Îmi place foarte mult tipul ăsta de sticlă. Eu colectez uleiul folosit. Nu știu dacă știați treaba asta, dar pot să colectez uleiul de la mâncare și să-l lași la benzinările OMV. Și e un fel de reciclare. Deci în astea cu cap, cu gura mare, se colectează foarte ușor. De asta le-am luat mai mult, că nu mai am nicio sticlă, deci două v-am zis. Am și o sticlă de apă minerală, simt nevoia de o limonadă, dar nu am nici lămâni, nici portocale. O să mă duc mai târziu la Mega, evident Mega. Aceasta almete cu roșii și busuioc era nouă, nici nu știu, am căutat roșii și mi-a venit ca recomandare treaba asta, n-am încercat niciodată. Să vedem cum va fi la gust, pentru că eu de obicei nu prea nimeresc alimentele astea noi. Niște alegeri cam neinspirate, la vom vedea. Brânză Gouda pentru sandwich. Așa. Un lapte cu cacao pentru Maxi. Sper să-l bea pe tot. O smântână mare de la Müller. Este foarte bună, e foarte cremoasă. Îmi place foarte mult smântâna aceasta. O recomand, evident. Niște Actimel, tot așa pentru Maxi. 4 bucăți. Nu bea tot timpul, dar am zis să le am acolo în frigider. Sunt nevoia să-i mai dau niște lactate. Niște telemea de vacă. Și două iaurțele. Ăsta de la Activia cu cereale și muesli. Le-am trântit aici pe toate pe masă. Unul cu căpșuni. Iertați dezordinea, dar le voi pune la loc acum. Și laptele astea de la Napolac, gustul laptelui din satul Vișoara. Are procentul de grăsime e 3,7-4,1. Mi se pare mai bun la gust. Și mă rog, iau pentru Maxi, pentru cereale. Și bonul. Acesta este bonul. Bonul, da. Valoarea a fost 178 de lei. Și cam așa, acestea sunt cumpărăturile mele dezodorante de la Carrefour. Să aveți o zi bună, spor în toate, să ne revedem cu bine în clipul următor. V-am pupat! Pa!